Aici am 3 camere Hikvision IP POE de 4 megapixeli cu lentilă de 2.8. O să vedem ce diferențe găsim între ele, ținând cont că avem aceeași rezoluție și aceeași lentilă. O să trec acum să le montez pe standul nostru de teste și o să trecem direct la partea de calitate video, unde să vă arăt imagine de la fiecare full screen. Aici sunt cele 3 camere simultan, o să vă las pe voi să văd dacă vă dați seama în ce ordine sunt, de la cea mai ieftină la cea mai scumpă. Ca și context, avem una de buget, avem una cu AcuSense și una de top cu AcuSense și senzorul Darkfighter. Practic ea poate să vadă noaptea doar dacă are, de exemplu, lumina lunii. E aric suficient pentru ea ca să vadă color. Hai să trecem acum la imaginile individuale de la fiecare. Prima cameră, imaginea arată ok, nu este la fel de sharp ca celelalte. La celelalte am văzut că peste imaginea standard este aplicat un sharpening la imagine, artificial bineînțeles. Se observă și întunecă puțin imaginea. La partea de setările imaginii nu a umblat absolut deloc. Cum vedeți, imaginile așa sunt luate direct dintr-un DVR Hikvision. Acum hai să trecem mai departe să vă explic AcuSense. Este o tehnologie care ajută practic la filtrarea alarmelor false. Este un algoritm ce își dă seama poate să facă diferența dintre o frunză, dintre o persoană, un autovehicul, animal de companie și așa mai departe. De exemplu, dacă noi am pus la detecția persoanelor și autovehiculelor, clar dacă trece un animal de companie nu va detecta nimic. La fel, putem să facem și perimetre, dacă cineva intră în perimetru, dintre cele 3 categorii ce le-am menționat mai devreme, intră sau trece de linia ce am selectat-o, automat vom primi alarmă și e mult mai ușor de identificat și de urmărit un subiect. La detecție de asemenea putem să activăm, de exemplu, și sirena sau LED-ul cu lumină albă pentru a alerta și potențialul intrus, iar după orice eveniment, acum avem o cale mult mai ușoară de a căuta respectivul incident sau respectiva persoană. Asta pentru o simplă căutare, NVR-ul îmi va da rezultatele relevante în funcție de ce eveniment am selectat noi, economisind o grămadă de timp la partea de căutare a respectivului incident. Acest algoritm inteligent te salvează de necesitatea de a avea nevoie de multipli oameni care urmăresc camera de supraveghere, practic luând locul unui om ce se ocupă de monitorizarea sistemului de supraveghere, astfel o să primim doar notificări și alerte relevante. Aici, spre deosebire de alte domenii, inteligența artificială chiar a schimbat major industria de supraveghere. Hai să trecem acum la cea de-a doua tehnologie pe care am menționat-o, Darkfighter. Aceste camere au un senzor mai special, mult mai sensibil la lumină, ce are nevoie de o cantitate foarte mică de lumină pentru a avea imagini full color. De exemplu, dacă ne uităm în specificații, la camera care o avem acum în teste, are nevoie doar de 0.03 lux pentru a avea imagini full color, iar Luna are undeva între 0.05 și 0.1 lux, mult peste minimul necesar al acestei camere. Deși diferența enormă pe timp de noapte față de Darkfighter, cea cu AcuSense și cea normală. Bineînțeles că ajută și iluminarea stradală destul de mult, dar oricum camera putea să facă față liniștit la condiții mult, mult mai rele. Aici se încheie și review-ul de la cele 3 camere Hikvision. Dacă mai aveți alte întrebări, eu o să la dispoziție cu drag mai jos în comentarii. Iar pe data viitoare vă las aici cu o recomandare de la YouTube.